la cum faceți voi cu părinții câteodată. Războiul de țesut, unde se țes covoarele pe care noi călcăm sau cele care sunt puse pe pereți. Și aș vrea să vă văd și pe voi peste câțiva ani că faceți așa ceva. Să duceți mai departe meșteșugul acestor sate. Ceea ce faceți este foarte frumos. Uite, mă uit la domnișoara din fața mea, care, uite, întâmplător este și fiina mea, nu mi-am ales locul ăsta, nici nu m-am uitat, că desenează pe un nou frunza de stejar. Frunza de stejar este ceea ce reprezintă partea noastră unde ne aflăm noi aici, unde locuim, Moldova. Este frunza stejarului, adică puternică. Moldova, cum a spus Ștefan cel Mare, dacă voi știți, mă ajută cineva? Cum a spus Ștefan cel Mare despre Moldova? Nu știe nimeni? Moldova nu a fost a strămoșilor mei. Moldova nu este a mea și nici a voastră. Este a strămoșilor noștri și a voștri. A urmașilor voștri. Doamna învățătoare, mulțumesc. Pentru că noi nu putem să luăm o parte din ea să spunem că este a noastră. Deci va rămâne în continuare și va rămâne de la voi, la copiii voștri, copiilor voștri. Vă doresc spor la treabă, să știți că veți fi premiați la sfârșit. Și dacă aveți nevoie de ceva, spuneți de sub de apă, după ce veți termina ceea ce voi munciți aici, veți lua masa. Înainte de asta o să vă duceți la colegii voștri să vedeți ce fac și ei acolo, pentru că ei fac ceva acolo, nu? Toată lumea, astăzi, toată lumea face câte ceva. Și la sfârșit veți fi premiați, bine? Da. Vă doresc ori la treabă, vreau să trageți un ochi și la doamna, care face niște lucruri foarte frumoase, da? Și puteți să învățați ceea ce face doamna, că sunt lucruri tot așa de migală, da? Succes! Thank you.
bunurile în vecii vecilor. Amine. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, plăiește de pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, plăiește de pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, plăiește de pe noi. Prea Sfântă Trei, miluiește de pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și binecăli putințele noastre pentru Sfânt numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă de dumneavoastră și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și ne iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi nispită, ci ne izbăvește cel viclean. Gata este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Dumnezeu este Domnul și s-a arătat nouă, bine este cuvântat cel ce vine într-un numele Domnului. Dumnezeu este Domnul și s-a arătat nouă, bine este cuvântat cel ce vine într-un numele Domnului. Dumnezeu este Domnul și s-a arătat nouă, bine este cuvântat cel ce vine într-un numele Domnului. Către născătoare de Dumnezeu, acum cu o sârde să rugăm noi păcătoși și smereței, și să cădem cu pocăință stricnat în cor sufletului. Stăpâne, ajută-ne milostivindu-te spre noi. Grăbește că perim sub mulțimea păcatelor. Nu întoarce pe robii tăi, deșerți că pe tine singur ești am câștigat. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnul tăcea născătoare de Dumnezeu, curăia spune putem tai noi nevrei de cei că de noi fi stat înainte, rugându-te cine ne-a fi zbăvit pe noi din atâtea nevoi sau cine ne-a fi păzit până acum slobos. Nu ne vom depărta de la tine, stăpână, că tu izbăvești pe robii tăi, curăia din toate nevoile. Ușa milostivirii deschină, binecuvântată născătoare de Dumnezeu Fecioară, ca să nu perim cei ce îndrăznim într-o tine, și să ne mântuim prin nevoie, pentru ești mântuirea neamului creștinesc. Domnului să ne rugăm! Doamne, miluiește! Sfânte Dumnezeul nostru, știi slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și vorurea și în vecii vecilor. Amin! Acum a susit vremea care sfințește pe toți și ne așteaptă dreptul judecător, și te întoarce suflete către pocăință, ca desfrânata care cu lacrimi striga, Doamne, miluiește-mă! Hristoase, Cel ce ai revărsat cu curgeri mari zborul tămăduirilor în biserica cea prea curată a Fecioarei, Doctorul sufletelor și al trupurilor noastre, îndepărtează astăzi prin stropirea binecuvântării tale toate bolile celor neputincioși. Fecioare născut neispitită și Fecioară ai rămas, Maica nenuntită, Născătoare Dumnezeu Marie, roagă pe Hristos Dumnezeul nostru să ne mântuiască pe noi. Prea Sfântă Născătoare Dumnezeu Fecioară, îndreptează lucrurile mâinilor noastre și cere iertare păcatelor noastre, când cântăm noi cântarea cea îngerească. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Cu înțelepciune drept să ascultăm noi Sfânta Evanghelie. Și Duhului Tău, din Sfânta Evanghelia, Sfântul Evanghelie este o citire. Ție, Doamne, slavă Ție! Să luăm aminte, în vremea aceea s-a suit Iisus în Ierusalim, iar în Ierusalim, lângă poarta oilor, era o scăldătoare, ca să ne privește viteză, dar și care avea acești pridvoare. În aceste pridvoare, zicea mulțime multă de bolnav, orbi și chiopius ca aștea certă mică și care ape, căci un înger al Domnului se covora la vremea scăldătoare și tulbura apa. Și cel care intra întâi după tulburarea apei, se făcea sănătos, ori de ce boală era ținut. Slavă Ție, Doamne, slavă Ție!
pace Domnului să ne rugăm. Doamne, pentru pace de sus și pentru mântuirea sufletului nostru, Domnului să ne rugăm. Doamne, pentru pacea Domnului, pentru bunăstarea Sfântului Dumnezeu Biserică și pentru unirea tuturor Domnului să ne rugăm. Doamne, pentru șezătoarea aceasta și pentru Dumnezeu cei ce sunt de față aici, Domnului să ne rugăm. Al preasfințitul arhiepiscopul nostru Iachim Petru cinstit a preoțime și ceantru Hristos diaconime și pentru tot clerul și poporul Domnului să ne rugăm. Pentru ca să se simțească apa aceasta cu puterea, cu lucrarea și cu venirea Sfântului Duh Domnului să ne rugăm. Pentru ca să se pogoare peste apa aceasta lucrarea ce curățitoare trimicerea Iisus de fire Domnului să ne rugăm. Pentru ca să fie apa aceasta, tămitoare trupurilor și sufletul și zbuitoare de puterea cea potrivnică, Domnului să ne rugăm. Pentru ca să se trimite harul izbăvirii și binecuvântarea Iordanului, Domnului să ne rugăm. Pentru toți care au trebuință de ajutor și folosință la Dumnezeu, Domnului să ne rugăm. Pentru ca să ne lumânăm cu noi cunoștinței prin trimia cea de oființă, Domnului să ne rugăm. Pentru ca Domnul Dumnezeul nostru să ne arate pe noi fii și moștenitori împărăției sale prin gustarea, prin împărtășirea cu apa aceasta și prin stropirea cu ea, Domnului să ne rugăm. Pentru ca să fim izbăviți de întunecazul, mânia primește și nevoia apare, mântuiește, miluiește. Și răzește pe noi Dumnezeule cu harul Tău. Doamne, miluiește! Pe prea sfânta, prea curată, prea binecuvântată, mărita stăpâna noastră de Dumnezeu născătoare și pururea Fecioară Maria, cu toți sfinții să o pomenim. Prea sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să vă dă. Ție se cuvintă slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Domnului să ne rugăm! Dumnezeule Cel cu nume mare, care faci minuni fără de număr, vină Stăpânilor pe care se roagă Ție și prin trimiterea Sfântului Duh sfințește, Doamne, și apa aceasta. Dumnezeule Cel cu nume mare, care faci minuni fără de număr, vină Stăpânilor pe care Te rog, Sfântul Tău, Duh, sfințește și apa aceasta. Amin. Dumnezeule Cel cu nume mare, care faci minuni fără de număr, vino să prin robitei care se roagă Ție și prin trimiterea Sfântului Duh, sfințește, Doamne, și apa aceasta. Amin. Și-a făcut puterea Duhului Tău Sfânt, ca să fie robilor Tăi celor ce vor lua sau vor gusta din ea, sau vor stropi, spre alinarea durerilor, spre iertarea păcatului, spre iertarea tuturor relor, spre tărie, vindicare și simțirea casei. Că s-a binecuvântat prea acest sluj de mare cuvință numele Tău al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pace tuturor. Duhului Tău. Capetele noastre, Domnului, să le plecăm. Tu ești simțirea sufletului și a trupului noastră și ție slavă și mulțumire și închină ce ne înălțăm împreună și celui foarte tot Părinte și prea Sfântului și Bunului și de viață Făcătorului Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta, biruință bine credincioșilor creștini asupra celui potrivnic dăruiește. Și cu crucea Ta păzește pe poporul Tău. Mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Biruință bine credincioșilor creștini asupra celui potrivnic dăruiește. Și cu crucea Ta păzește pe poporul Tău. Mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Biruință bine credincioșilor creștini asupra celui potrivnic dăruiește.
și cu crucea ta păzește pe poporul tău. Domnule, miluiește! Doamne Dumnezeu nostru, care ai adus pe ordine ființă în ființă și punându-l să stăpânească peste făpturile mâinilor tale, l-ai așezat în grădina raiului pământesc și i-ai poruncit ca să o lucreze. Apoi, când cel zăhăzit după chipul și asemănarea ta s-a bătut de la această veșnică orânduire, astfel i-ai grăit prin Solomon cel înțelept, mergi la furnică olerșle și urmează, văzând căile ei și fii mai înțelept decât ea. Pentru că aceia, nefiind lucrătoare de pământ, neavând pe cineva să o îndemne, nesubstăpân fiind, își gătește de cuvară hrana și multă strânsoare face în vremea secerișului. Și iarăși, prin gura Fiului Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, ne-a învățat și ne-a îndemnat ca în mulțim talanții sufletești și trupești să fugim de lene sau trândăvie, care aduce omului mare necinste și amară sărăcie. Iar Pavel Apostol, făcătorul de corturi, vasul tău cel ales, dându-se pe sine pildă de muncă și de străduință, așa a zis locuitorilor din Milet, argintul sau aurul sau veșmântul, nici unuia nu am poftit. Voi înși vă știți că aceste mâini au lucrat pentru trebuințele mele și ale însoțitorilor mei. Acestor porunci și îndemnuri, urmând cu minință, cădem acum înaintea ta și te rugăm, ca vărsând îndurările tale peste noi, binecuvintează lucrarea aceasta, șezătoarea aceasta. Pentru că tu însuți iarăși ai zis, unde sunt doi sau trei adunați în numele meu și eu sunt în mijlocul lor. Ajută și sprijină deci această întovărășire cu harul tău, pentru care încetați, sporind după voia ta cea sfântă, să-ți aduc astfel prin noi de veșnică recunoștință și mulțumire pentru puterile trupești și sufletești pe care ai dăruit omului, cum și pentru înclinările cele dinăuntru spre felurite științe și maestrii cu care l-ai înzestrat. Și pe Doamne, ca steagul acesta aducând purea aminte membrilor trupării de sfințenia muncii, de însănătatea bunei chiverețiri și de datoria de a arăta pe cei neputincioși și lipsiți să le fie totdeauna și ca o pauză tare împotriva vrăjmașilor văzuți și nevăzuți, pentru ca și în acest chip să se preaslăvească prea Sfântul Tău al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Acum și vorurea și în vecii vecilor. Înțelepciune binecuvintioasă. Cel ce este binecuvântat Hristos, adevăratul Dumnezeul nostru, totdeauna acum și vorurea și în vecii vecilor. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră, ție, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și până și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Părinte, binecuvintează. Hristos, adevăratul Dumnezeul nostru, rugăciune preacurate, Maicii sale, cu rugăciunile Sfântului Sofronie, Patriarhul Constantinopolului, cu rugăciunile Dumnezeu, Părinții Achim și alăjurile tuturor Sfinților. Să ne miluiască, să ne mântuiască pe noi ca un bun și de oameni iubitor. Amin. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Cu binecuvântarea Părintelui Paroc, de la parohia dumneavoastră a Centru Aseu, cu îngăduința Domnului Primar a dumneavoastră, distinților oficialități și invitația dumneavoastră, v-aș ruga să-mi permiteți să vă citesc câteva rânduri în legătură cu această șezătoare pe care Enorea și parohia Apasău o oficiază aici, în această școală la dumneavoastră. Este un lucru foarte frumos. Șezătoarea. O viață fără sărbătoare este ca un drum lung fără hanuri, afirma acum aproape 2 milenii și jumătate de moprit. Obiceiul șezătorii se păstrează din timpuri străvechi, când femeile și fetele turceau lână și cânepă la lumina opaizului sau a mergii și se încălzeau la focul din vază. Pentru a lucra mai cu spor și a face economie la combustibil, gospodinele se adunau în casa uneia dintre ele și se băruiau împreună. Cunoaștem două moduri de a organiza șezătorile. Feie pentru a ajuta o gospodină, pentru a-și termina treaba mai repede, șezătoarea numindu-se clacă de tors, fie femeile se strângeau împreună
torcându-și fiecare inul sau câineva pe care le aduceau de acasă. Cezătorile erau mixte, formate din fete, pardon, neveste, femei, bătrâne și feciori. Acum, fetele tinere aveau prilejul să învețe multe lucruri de la cele mai în vârstă. Cezătoarea avea așadar o valoare de inițiere și era organizată pe grupuri de case mai apropiate. Ca obicei de muncă, de lucru comunitar, cezătoarea începea totdeauna după terminarea muncilor agricole de toamnă, dar nu înainte de începutul postului Crăciunului, ci imediat după data de 15 noiembrie, durând pe întreaga perioadă a acestui post și în câștigile de iarnă, cu întrerupere de 14 zile între Crăciun și Boboteazul. Fetele intrau în șezătoare atunci când depășeau pragul copilăriei. Numai flăcăii erau admiși după ce împlineau 18 ani. Flăcăii umblau prin tot satul, de la o șezătoare la alta. Fetele se vârșeau fel de fel de practici magice, de fapt niște farmece, în grup sau individual, singure sau sub îndrumarea unor femei bătrâne. Practicile respective se făceau cu ajutorul sitei, al șiragului de mărgere, cu mătura timp în care se rosteau diferite incantații, zicându-se că se torceau flăcăii. Organizarea sărbătorii ținea seama de condițiile gospodăriei. Locuința trebuia să fie suficient de încăpătoare și fără vecini, în coastă, astfel încât petrecerea să nu fie, să nu deranjeze pe nimeni atunci când se prânzea după miezul nopții. Un motiv de a veni gazdă pentru a fi grin, pentru a deveni gazdă, putea fi și grija pentru fiii sau fiicele necăsătorite, care era preferabil să-și petreacă țările acasă, sub supraveghere, decât să hoinărească prin sat. Alegerea gazdei urmează mai multe criterii. Mărimea și frumusețea casei pe care o are, generozitatea și omenia, priceperea în organizarea unor întâlniri. Dacă accepta, gazda la rândul ei era răspătită de participante prin muncă și prin anumite bunuri materiale, lemne, petrol, puiori, făină, cereale și alte bunuri. Cezătoarea realiza un transfer de valori între generații prin participarea unor oameni aflați pe paliere de vârstă diferită, fete de măritat, feciori de însurat, bărbați, neveste și bătrâni. Excluși sunt doar copiii care noaptea trebuie să doarmă. Femeile reprezintă totuși baza așezătorii. Ele stau în casă, lucrează, cântă, fac invocații și magii pentru venirea feciorilor. Feciorii umblau din așezătoare în așezătoare, oprindu-se acolo unde le era mai drag. Toată lumea satului este prezentată în poveștile din așezătoare, sub toate aspectele ei. În primul rând, așezătoare este prilej de comportare și de muncă în grup de dovedire și priceperii și hărniciei fetelor. Rostul ei economic rezidă în faptul că în grup se lucra mai mult, deoarece se arunca somnul și se economisea petrol. Dar șezătoarea avea și o funcție de comunicare. Aduna la oaltă cupluri tinere care se simpatizau, doreau, iubeau. Întâlnirea, comunicarea, precontractul și proiectul de nuntă erau prezente în șezătoare ca pregătitoare a căsătoriei. O altă funcție caracteristică, mai ales șezătorilor de neveste și de femei bătrâne, dar și celor de fete, este comentarea, judecarea faptelor din viața satului. Prin judecarea faptelor se formează și se manifestă opinia publică, al cărui rol educativ nu este deloc de neglijat. În șezătoare se creează, dar mai ales se interpretează și se transmite repertoriul folcloric al colectivității, de unde o altă funcție, respectiv cea artistică. Colindele, poveștile, zicătorile, digitorile, cântece de șezătoare sau invocările magice sunt specii de folclorice găduite de șezătoare și dezvoltate de ea. Tot aici se analizează, se predau și se exersează coduri comportamentale. Respectul pentru vârstnici, grija pentru copii, relațiile oportune între vecini, raportare la autoritatea civilă, militară sau religioasă. În fine,
nu este de neglijat nici funcția magică. Atmosfera magică este întreținută de practici care au venirea de a chema feciorii cercetătoare sau de a invoca reușita acestei ani. Aș vrea să mai adaug câteva cuvinte pe care nu le-am mai inserat aici în cele câteva cuvinte pe care le-am spus pe aceste rutine, și anume, mă opresc la timpurile noastre, pentru că iată, o mână de religioși au găsit de cuvință ca să împrospăteze, să reînnoiască acele tradiții care au existat în mijlocul poporului nostru. Ele și astăzi, șezătorile de altă dată despre care v-am vorbit eu aici, astăzi se încearcă din nou să se înfilipeze în satele noastre. Și aș vrea să mai spun că și la orașe s-au prelungit aceste șezători. Și nu au fost. Dar le mai găsim și astăzi și la orașe, în scările blocurilor, atunci când tinerii, fetele se întâlnesc și discută fel de fel de probleme personale sau de comunică, despre ce și-au cumpărat, ce au mai făcut și așa mai departe. De asemenea, acei tineri sau familii tinere care se întâlnesc mai ales bărbații la o bere și socializează, iată că avem și astăzi, dar nu mai păstrează aceste adunări, nu mai păstrează acele tradiții pe care le-au păstrat, care au avut poporul român la început. Noi vă mulțumim pentru înțelegere și vă dorim o amiază plăcută, binecuvântată și dătoare aceasta, așa cum a spus și părintele, scosunitor cu mine, părintele Parisie, vă rog dumneavoastră de aici, mulțumim pentru că a avut această plăcere să ne găduiască, mulțumim și domnului primar și domnului vice, tuturor oficialităților și organizatorilor acestei frumoase cerători, care sperăm noi. Doamna Simona e în reașa noastră. Am spus organizatorilor, care cei care s-au implicat în organizarea acestei șezători. Dumnezeu să vă binecuvinteze, să vă dorească o zi plăcută și în continuare. Vă mulțumesc din suflet pentru că ați venit la această frumoasă șezătoare. Mulțumesc din suflet gazdelor noastre. Mulțumesc celor importanți care ne conduc, oficialităților noastre care și-au făcut timp și au avut din timpul dânșilor atât de prețios să fie alături de noi. Mulțumesc vârstnicul satului comunei, domnul colonel, veteran de război. Vă mulțumesc din suflet celor care sunteți alături de noi, cu sufletul, dar nu practic, pentru că ați avut destule motive. Mulțumesc celor dragi mie care în această zi au ales să fie aici. Și tuturor vă mulțumesc. Vă doresc putere de muncă în continuare, să ducem mai departe obiceiurile acestui sat românesc, care, din păcate, s-a pierdut în timp. Am adus aici la un loc cei mai în vârstă, dar am adus și copii. Pentru că am gândit această șezătoare ca un grup omenesc. Capul acestei șezători îl reprezintă pâinea noastră, cea de toate zilele care ați văzut că s-a frământat aici și binecuvântarea preoților noștri. Trupul l-am asemuit cu cei în vârstă și continuarea care Doamnele a spus cântece copiii care vreau să urmeze ceea ce dân și fac acum. Picioarele am spus că este ceea ce facem aici, ducem mai departe, iar ceea ce ne îmbrățișează pe noi toți și închem corpul uman sunt oficialitățile care ne sprijină, ne promite că o să ne ajute în continuare și eu vreau să vă promit că suntem de-abia la prima ediție și nu vreau să mă opresc. Vreau să-mi promiteți și dumneavoastră că veți fi alături de mine și la următoarele șezători. Vă mulțumesc! Onorată asistență, ca reprezentant al comunității din comuna Său, vreau să mulțumesc celor care au organizat această șezătoare în frunte cu doamna Simona,
care a venit cu propunerea și la un moment dat chiar și cu toată munca, împreună cu colectivul care îl vedeți aici, Băcan Național. Ne bucurăm de prezența prebucernicilor, părinți, părintele Paraschiv, parohul nostru de centru și părintele Petrică Bejan, parohul de pe Apa Său. Mulțumim pentru această participare, pentru că întotdeauna trebuie să începem orice activitate cu credința în Dumnezeu. Mi-aduc aminte când eram copil sau băietan, așa, se obișnuiau clății, clara, a depănușat porumbul. Mai făcea câte un o glumă, ori stângea lumina, ori ne sufla la lampă, nu toată lumea avea pe vremea aia lumină electrică. Erau momente plăcute. Fericit era cine găsea un porumb roșu, dacă știți dumneavoastră. Avea voie să sărute fata sau băiat care credea. Deci acolo se țeseau și povești de dragoste, povești de prietenie, tipurile s-au schimbat. Astăzi sunt alte preocupări. Preocuparea cu gândul zilei de mâine, preocuparea economică, preocuparea și pentru socială, pentru urmași, pentru copiii noștri. Da. E ceva plăcut să ne aducem aminte și un fapt bun că a început să se organizeze aceste șezători. Dumneavoastră știți că înainte de evenimente se mai obișnuiau pe la școlile din sat să facă șezători. Mi-aduc aminte la Pătiniști, Moș Lupu, Moș Petroiu și cu bătrâna și erau miri și mireasă, aveau 80-90 de ani, ceva frumos. Deci trebuie să continuăm. Vreau să vă informez că la această activitate participă și colegii ai noștri, domnul Toma Constantin, primarul orașului Drăgănești, doamna primară la Pumotul, Ioan Bogdeanu, doamna viceprimar, așa. Doamna primar de la Plodului este pomăneșteancă, dar căsătorită la Plodului. Mai știu, mă așteptam pe domnul primar Baciu de la Sălănic și cred că apare. Și pe această cale vreau să mulțumesc la toată lumea. Împreună cu domnul viceprimar, colegul meu de activitate, o să fim alături de dumneavoastră. O problemă care a apărut în zilele acestea, a apărut oferta de a cumpăra clubul din centru. Dumneavoastră știți, clubul are istorie, e făcut prin 56-58, de sindicatul minier. După evenimentele din decembrie 89 a fost înstrăinat. Cum a fost înstrăinat? Era proprietatea sindicatului minier. Acum se pune problema, proprietarul l-a scos la vânzare. În ședința de Consiliu Local din săptămâna care a trecut, s-a avansat această idee. Urmează consilierii în principal, aproape toți, cu excepția unui singur care se mai gândește, că avem timp până îl cumpărăm, au fost de acord să începem negocierile de a cumpăra acest lucru. În situația în care vom dobândi această construcție, care este făcută pentru aceste activități și nu transformat din diferite clădiri în cămin cultural, atunci Compania Națională de Investiții, poate anul ăsta sau cel târziu la anul, avem posibilitatea să depunem un proiect. Fonduri sunt, uitați, de exemplu, Dofteana, nu mai știu, Agășu și alte localități care au un cămin cultural. Chiar dacă era vechi, mie mi s-a spus așa, ai doi mereți, îl ai în inventarul domeniului personal privat, îl ai în cămin cultural, îți facem altul. Dar de unde? Că nici mereți, nici cămin, nici teren. Și cu ocazia asta vreau să vă informez că există preocupare din partea mea, domnului viceprimar, a consilierului local, ca să achiziționăm acest club. E păcat cu atâtea ansamblu și păruiesc că de aici, știți dumneavoastră, la un moment dat să mai rup și de acolo și de acolo să va înființa, cred că, al treilea ansamblu și noi să facem repetiții la școală, să facem, eu știu, până și chermeza în sărbătoarea câmpenească, dar nu putem să tot facem pe islas repetiție și spectacol. Și de asta vă mulțumesc și vă doresc o după amiază plăcută. Doar câteva cuvinte să vă zic și eu. Am uitat pe cineva care ar trebui să-l mulțumim prima dată. Domnul Titi Dobrin, cum îl știm, cred că el a fost inițiatorul acestor dansuri. Fondator, e fondator.
Dacă vrem să ne cunoaștem chestia asta, de la el am pornit. Am eu niște emoții acum. Și lui Dumnezeu și dumneavoastră, în primul rând, să vă mulțumim. Că fără dumneavoastră, n-am existat nici noi aici. Cu toate eforturile, cu toată munca, dacă dumneavoastră nu ne-a susține și nu ne-a ajutat, ar fi totul în bani. Mulțumim! Este bine că se adună și din fiii satului, se adună și din cei din localitățile apropiate. Este bine că începem să ne închegăm. Că știți dumneavoastră, motive se vor găsi să ne critice chiar și acțiunea de astăzi. Farisei sunt destui, care spun una și fac alta, dar mai bine ar fi să amături nouă, să vină cu o idee bună, nu destructivă, că îi să dulă țara de ură și de inimă rea. Da, vă mulțumesc. Domnule primar, stimați invitați, dragi asoani, cu permisiunea noastră am să spun câteva cuvinte. În primul rând, trăiesc un sentiment de mândrie că sunt prezent astăzi aici. Că dumneavoastră ați avut această inițiativă extraordinar de frumoasă de a ne întoarce la origini, pentru că ăștia suntem noi, adevărații români, așa arătau și așa trebuie să arate. Pentru că n-ați uitat tradiția. Pentru că de fiecare dată, când acest popor a avut și a trecut prin vremuri grele, s-a întors la acele valori, biserica, tradiția noastră, școala și așa mai departe. Mă uit aici și nu știu câți din tinerii prezenți aici știu cum se numesc aceste mici scule pe care bunicile noastre sau mamele noastre le foloseau. Vârtelnița, sucala, eu așa mă duc aminte de la bunica mea, da? Râșcitorul, eu știu, furca, fusul, acel suveica, da? Statele de cum știm noi. Eu mă uit aici și vă spun, spuneam mai devreme, trăiesc un sentiment de mândrie. Pentru că, deși sunt primarul de Rămâneștiului, o parte din rădăcinile mele vin de aici, de la Său. Bunica din partea mamei mele s-a născut la Său. Nu știu dacă știa domnul primar, sunt un pic de la Săuan și eu așa, pe departe. Și mi-a țesut, bunica a murit la 21 de ani, anul trecut, și mi-a făcut și mie costum popular, așa cum au domnii de acolo. Este portul tradițional de peste 300 de ani. Nu știu dacă știți asta. Acea frunză de stejar și felul în care este gândit acest costum popular, cel puțin la bărbați, vine și spune frunza de stejar. Știți ce reprezintă? Că bărbatul este puternic precum stejarul. Niciodată n-are voie să se, știu eu, clatine, sau dacă se clatină, sigur nu se răstoarnă în fața vitregiilor vremii. Asta spuneau bunicii noștri, poate 100 sau 200 de ani în urmă. Când acel bărbat îmbrăca cămașa și acel costum popular, chiar dacă avea probleme, chiar dacă avea necazuri, trebuia să arate că e târz și că trece peste acele necazuri vremenice. Vă felicit! Felicit organizatorii, doamna Simona și domnul primar și toți aveți fiecare rolul dumneavoastră și contribuția dumneavoastră la acest eveniment. Și vă mai spun ceva. Să știți că sunt cumva invidios pe domnul primar și pe Simona că ne-au luat înainte nouă, că și noi vrem să facem așa ceva. Și am să facem un eveniment anual și vă provoc un eveniment al zonei. E foarte bine ce faceți dumneavoastră, dar dacă am face Valea Trotujului așa ceva, să venim fiecare cu frumusețile și cu personalitățile noastre. Și noi avem oameni de 100 și ceva de ani. Și noi avem oameni care ne povestesc și rămânem de foarte multe ori cu gura căscată când auzim ce făceau acești oameni. Sigur că generația mea, oamenii până în 50 de ani sau chiar mai mult,
încă își mai cunosc tradițiile, încă își mai aduc aminte cum bunicile noastre ne puneau să facem acele țăghii, da? Sau eu cel puțin așa știu de la bunica. Eu am învârtit la acea vârtelniță, eu am la sucală, da? Tot sucală îi spune și la său. Și am făcut țeghii pentru bunica care avea statică. Dar oare copiii noștri mai știu când vor auzi de vârtelniță sau de ce vreți dumneavoastră, de sucală, să pot să zică că vorbim alte limbi? Avem obligația, cei care încă mai știm cum au trăit bunicii noștri, să transmitem aceste frumoase informații și tradiții acestor minunați copii. Dacă ne pierdem tradițiile, va fi vai și amar de noi. Asta ne-a personalizat sute de ani, poate mii de ani, și asta trebuie să ne personalizeze. Am umblat în lumea asta și într-o parte și în alta. Am văzut popoare care n-au tradiție cum avem noi și inventează tot felul de povești și spun că au fost și că au făcut. Iar noi care avem tradiții, din păcate, nu ne preocupăm suficient de mult să le ducem la grevan. Vă promit că voi lansa această provocare primarilor de pe partea Trotușului de a face anual un festival al tradițiilor Văii Trotușului, cu toate frumusețile, așa cum le știm noi de 100, 200 de ani, 300 de ani, să scoatem în evidență tot ce avem mai bun din noi, pentru că până acum am scos mare parte din răutatea pe care o avem. Vă mulțumesc și încă o dată vă venim! Felicitări tuturor participanților, de la cei mai mici la cei mai mari. Felicitări foarte frumoase, domnul Ștri, pentru prezență, domnul primar Cazăr Mănești și așa cum s-au mai enumerat doamna Zavodă și alții care trebuie să mai vină. Până la achiziționarea unui grup, domnul primar de la Rastău, școala noi, vă asigurăm că avem porțile deschise pentru toate evenimentele de acesta. Vreau să felicit pe mame, pe tați, pe bunici, pe dragii de bunici, că implică copiii ori de câte ori este nevoie la solicitarea școlii, la solicitarea unui astfel de eveniment, da? Și o felicit pe tatea acesta pe doamna Lilea, pentru inițiativă, că știu să implice frumos, știu să îmbrace frumos. Au fost evaluați, au fost văzuți de multă lume de-a lungul timpului și școala s-a mântuit cu astfel de copii ai dumneavoastră. Ei știu să se îmbrace frumos, știu să învețe frumos, știu să cânte, știu să danseze. Da, au făcut niște lecții grozave și au pus școala pe culmi mai înalte. Și vă felicit pentru lucrul acesta. Ori de câte ori este necesar și nevoie, vă așteptăm la școală, la primărie și ori câte ori este nevoie, vă mulțumim pentru prezența dumneavoastră, de la cei mai mici la cei mai mari. Cu drag! Mă arăt cât de mult la prezentările, dar cred că nu va prezenta nimeni pe dumneavoastră, nu? Doamna director al școlilor din comuna asta, da. Doamna Sucea. Da, adică părinții de după știu că sunt la 2 ani. Dar ce nu știu părinții, spuneam că eu am origine aici, dar doamna directoare este constateanca mea, da? Și am zis, mergi la Său, doamna directoare, și arată acolo ce-i tradiția, este? Adică noi am dat ce-am avut mai bun pentru a Său, da? Vreau să vă mai rovesc câteva minute, nu înainte de a intra în programul propriu-zis. Am un invitat pentru toți de aici. Ar vrea Moldova să se ducă vestea despre ea, nu numai să ne închidem așa în granițele ei, să ducem numele mai departe. Am un invitat special de la Cluj venind și ar vrea să spună și el câteva cuvinte.
Bună ziua și bine v-am găsit. Numele meu e Iosif Cioperei, Iosif de pe Coclaur, vă cunoaște lumea din cadrul emisiunii pe care o realizez la Bistrița și la Bora TV. Mă bucur tare mult că astăzi am reușit să vin în mijlocul dumneavoastră. La noi, la Bistrița, să spun că fișorii care vin din alt sat se numesc lăturei. Uite, mă consider și eu un lăturean de-al vostru și credeți-mă că n-am crezut că o mână de femeie poate să adune atâția oameni într-o sală de școală. Vă felicit, felicit organizatorii și nu știu dacă aș putea să vă adresez alte cuvinte, pentru că s-au adresat atâtea cuvinte faine despre șezătoare. Și tare drag mi-aș fi că de aici să mereți mai încărcați sufletește și împărcați cu dumneavoastră, pentru că țăranul român cam asta o urmărit în șezător și în jocul satului, să îngăduiască unul după altul. Cred că așa trebuie și dumneavoastră să faceți, să învățați și găduința aia din patra satului. Eu cu trei satele din Ardeal și pot să vă spun că am urcat prin foarte multe sate, de 4 ani și jumătate de când am început să umblu pe Coclaur. Dar bucuria pe care o adus-o doamna Simona la Iosif de Coclaur în suflet, cred că e de mine scris. Încă o dată vă felicit, doamna Simona, vă felicit și pe dumneavoastră că ați îmbrăcat costumul tradițional. Am văzut costume vechi în centrele dumneavoastră, am văzut și costume noi, dar respectând ploaia veche și asta mă bucură cel mai mult. Adică n-ați ajuns la un fel de prostituție folclorică, pentru că în ultima vreme de televizor cam asta vedem și nu mai vedem făineța care este acolo în partea satului. Eu, la Bistrița, mai exact în Ținutul Săudan, am venit cu o sticlă de cinaz. Nu încerc și să cădeam, nu să văd la doamna Simona. Și să vedeți, doamna Simona, cu cine de mai drag. Doamne ajută și eu vă salut cu vorba lui Bata Nicolae Vițiș din Lăbușul Românesc, să și salut Dumnezeu. Doamne ajută! Am să vă... O secundă vă mai spun ceva. Și eu și domnul primar, când am văzut unul nostru prieten de la Bistrița că bagă mâna în straiță să scoată ceva, am avut emoții. Știți că la noi, dacă vine cineva cu ceva, e problemă. Dar mi-a trecut spaima când am văzut că s-a dus la Simona și... Vă mulțumesc! Aș vrea să spun că la 90 de ani ai venit. În 1926, eu cunosc aceste date, pentru că a fost coleg de bancă cu tatăl meu din clasa 1 până în clasa 4. Din nefericire, tatăl meu. M-am bucurat mult că n-am auzit că m-am invitat la oasă. La oasă, unde a fi stat în Dumnezeu. Pe timpul meu, sigur, la școală vedeam ceva mai bun, ceva mai greșit. Dar era și în familie. Persoana mai în vârstă, prin minte, că se spuneau, povesteau și aminteau și stau din bunuri, nu am invitat și pe frumos. Sigur că ar vrea să spun totuși o serie de activități mai care ne întrunea pe mai mulți ofici bunuri. Dacă aș lua de fiindă o ora de stat, vineau toți și mari. Nu exista duminică să nu gândim. Era și clasa care de asemenea, domnule, dau de numele de atunci. Ne întruneam și ne simțeam bine cu toți. Sigur că două ani, în primul rând, să subliniez că activitățile acum s-au schimbat.
Dar se mai cheamă un mic templu. Erau vechi. Păi, erau vechi. Și mai în vârstă, și mai în vârstă. Dar au picări. Au picări. De aceea când am auzit această activitate, m-am bucurat. Și mulțumesc și celor care le-a venit ideea să organizeze. Și cei care au organizat și cei care au sfârșit să invite pe toți. Nu mă așteptam ca după 90 de ani să fie din nou activitate atât de oțelită. Mulțumesc tuturor celor care și-au adus plăgania ca să ne vedem cu toți aici. Ofițer de carieră, fost copil de trupă, profesor la Academia Militară mulți ani, în București. Așa că e o personalitate. Da, bine, vă mulțumim. Acum să începem propriu-zis programul. Avem combinat program artistic cu, bineînțeles, munca doamnelor. Doamnelor, să știți că la sfârșit veți fi premiate, că nu v-am invitat aici să stați degeaba. Deci trebuie să ne arătați că, într-adevăr, sunteți gospodinele satului Asău. Vă doresc succes, iar pe dumneavoastră invitații, mă rog să ne urmăriți programul nostru, pentru că acești mititei au un program artistic foarte frumos. Și vă rugăm să-i primiți așa cum se cuvine. În deschiderea programului vreau să-i dau veteranului ansamblului Gospodarii de pe Valea Asăului. Sunt prezent pe Cărăcăi, la Bostii și Iepăței, zărbiete și secrete, poezii, ca să le știți. Dar să facă și plăcini, cozălași, dar și plăcini. Să rămânâncă să învățească, dar și cum să facă pasă. O cum să îmbolnăieze, igoare cum se picheze, dar și mâna să cumpească. Omul ca să-l pânteieze, din poate să se pânteieze, dar și mila să topsească și jenii din se facă. Părintele ca să-l pășească, el de rândă cum se facă, urțeală să ne pânteasă, o vorbuțul ca să iasă. La președinte poate împrâng, vede și o cară cu bine. Dacă are ce întunțea, vedem noi cine o va avea. Ca să îmi închei programul dându-vă liber, pentru că eu mai am treabă multă până de seară și să mă ocup și de invitați, aș vrea să fiți atenți și să luați aminte. Sper că domnul primar, să luați aminte la un cântec pe care o fată a satului vă vină interpreta și pentru toată lumea este dureros, dar să încercăm pe cât posibil să facem ceva pentru țara asta frumoasă, cât mai este de făcut. Vă mulțumesc! Poporul
devenim fără să ne dăm seama, interesați mereu de a cunoaște și de a intra mereu în contact cu oamenii din toată lumea și uităm de cele mai multe ori, de cei care ne reprezintă ca neam, de înțelepciunea poporului românesc, de tradițiile și obiceiurile pe care bătrânii satului le-au păstrat cu trudă. A fost și trebuie să rămână în fața strămoșească a neamului. Aici, de-a milenilor, au crescut și s-au format generații de tineri care fie au învățat meșteșugurile strămoșești și s-au integrat în viața satului trebuie. Și la stânga, nici ori, nici pentru că să nu faci primul.
Dumnezeu, care dar nu mai șezi ca pe aici. El se odihnește, însă tot muncim, așa e țărană până la mormânt. Am vrut să vă arăt ceva despre...
busuioc. Este o plantă sfântă ce nu crește în orice loc. Vedeți voi, apa sfințită care se face la bobotează nu se strică și e bună pentru liniștea nervilor și fetele care poartă busuioc le aduce noroc. Busuiocul mi-a răspuns, Doamne, ajută-ne! Busuiocul mi-a răspuns, Doamne, ajută-ne la cale! Dar de ce să nu mă coc? Că fetele mă poartă în joc. Când aș fi renemerit, nici în cale ai dorit. Dar de ce să nu mai fiu? Că mă poartă în elea viu. Tu ești viu, dar eu sunt mort. Și de-abia în lume mă port. Mergi în horă, salță și să-i parte, draga. Mergi în horă, nici în șir, să-i parte, draga. Vi la horă, salță în joc, să-i parte. Tra-l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 a-
din polcao cu pană tra la 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 șa din polcao cu pană tra la 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 foaie verde șopârli, tra-la-la-la. Șopârlile sverzășoare, șopârlile sverzășoare, șârmușcă de picioare, tra-la-la-la-la-la, șârmușcă de picioare, tra-la-la-la. Foarii pe primăr gustos, foarii padea, sparte tra-la-la-la-la-la, una nu se ține, sparte tra-la-la-la. Trei zrupte, patru sparte tra-la-la-la-la-la, una nu se ține, sparte tra-la-la-la. Voi iubeti doi cu joc, asta i-a deșezător, verde doi bujor, azi iar nășezător, aiu-iu-iu-iu-iu. Mi-am pus unie cu flori, să fiu mândră la picior, aiu-iu-iu-iu-iu. Ca-n picioara nu mai fie, toare licul trandafir, aiu-iu-iu-iu-iu. Și-l dătit așa frumoasă, să mă duci bătița acasă, aiu-iu-iu-iu-iu. Și cătit așa frumoasă, să mă duci bătița acasă, aiu-iu-iu-iu-iu. Să nu mai stai supărat pentru mic de sărutat, aiu-iu-iu-iu. Poate aiu-iu-iu-iu-iu. Iar măicuța știi tu, nini, cum se sufără pe mine, aiu-iu-iu-iu-iu. Dar măicuța știi tu, nini, cum se sufără pe mine, aiu-iu-iu-iu-iu. Tine mai bătiță, aiu-iu-iu-iu-iu. Nu știu bate cum să fac, pe amândoi să vă împac, foarte grele.
avusem niște probleme de sănătate foarte grave și atunci, în acea zi, ca o avalanșă de sentimente, de bucurie, de tot ce este mai bine în lume, am simțit eu atunci. Și cu această ocazie am compus această poezie. Anotimpul meu, bine ai revenit frumoasă primăvară, tu anotimpul meu de când mă știu, pe unde ai fi deșit de atâta vreme de mai lăsat cu sufletul pustiu. Mi-a fost așa de dor de tine și sufletul meu era așa de bine. De ce m-ai părăsit de atâta vreme și n-ai voit de mine să mai știi? Când am văzut întâia oară lumea, când ochii mei spre lume s-au deschis, era un an de viață plin. Tu, primăvara mea de soare și de vizită. Mai ales că fiu cu tine, sau poate Dumnezeu a fost așa, ca să mă nască în plină primăvară, să fie primăvară viața mea. Dar nu știu care dintre noi a rătăcit aici fără rost, sau poate s-a mișcat cucașii creazului lui, sau poate cine știe cum a fost. Și în suflet mi-a spus că zdrav tăcerea și mi-a spunea tristețea și mântirea, dar în fața am încercat întotdeauna că se citea pe ea și pe fericirea. Mi-a fost așa de dor de tine, uitase-mi chiar să-l sper că ai să revii, și la morția la mea de atâta vreme, vedeam în jurul meu o farmă de plină. Uitase-mi să gândesc de atâta vreme și sufletul era atât de plin. Uitase-mi să mai sper și să am minte, uitase-mi chiar să sper că mai există. Dar în continuu eu, avara mea, în sâna mea curată și plăjină, ai apărut și m-ai strigat la cea, m-ai scos din nou afară la lumină. Bine ai revenit frumoasă primăvară, tu am vorbit cu care m-am născut. Nu te mai las să pleci de acum niciodată, să nu ești până la sfârșit. Așa că la ei am compus exact pe ziua mea. Și-am doi am făcut față, dacă te-am trecut prin viață.
L-am făcut orchestrare, dar când... Oh, my love.
bine, nu mai pleacă de la mine, măi măi. Că te-aș ști că ar pleca toată lumea, eu i-aș da, măi măi. Ne vrem puțin, eu nu este nici la loc și nu s-au desit, este o desincronizare. Mai liber de soare, lumii, lumii, mă lovei de soare, lumii, draga mea. La un vorbă și-un pahar, lumii, lumii, și-un plânt de vila un pahar, lumii, draga mea. Mi-ai pus alu' până în soare, toată lumea e al ori, toată lumea e al ori, măi. Tu e minu, minu, e o mie mi-a.
Thank you.
Yeah.
mine a fost o surpriză. Doamna Oana mi-a făcut o surpriză, eu nu am știut că veniți. Atunci, da, atunci organizam sala, așa am trebuit să vă foiesc de colo-colo, n-am știut. Deci pentru mine doamna, m-a amenințat doamna Oana când face o surpriză, dar nici chiar așa. Deci a fost o surpriză. Da, plăcută, plăcută, da, am rămas, eu nu știam, că chiar am întrebat, zic, dom'le, nu ne-am pregătit pentru. Dumneavoastră sunteți pregătiți. Da, mulțumim. Vă doresc spor în continuare, pentru că la sfârșit v-am spus, sunteți premiate, sunteți... Nu am venit puțin, eu nu am venit.